Stimați colegi, în această seară, de fapt, dacă mai privim printre rânduri, vedem foarte mulți ofițeri care cândva au depus jurământ, credința acestei țări. Da, poate este o țară mică, este săracă, dar totuși este o țară suverană, independentă, care are propria Constituție. Astfel de țări mici, cum este Republica Moldova, sunt foarte multe. Dar, cum au spus și colegii în această sală, nu o să vedeți nicăieri toată, nici nu știu cum să-i zic, toată epopeia asta care s-a pornit la noi aici. Noi, de fapt, am propus și Dmitru Gheorghe să o scoată și nici nu o discutăm. Serviciul de Informații și Securitate este un organ de stat specific. El nu este, nu putem să-l cumpărăm cu un minister care la fel este important. Are la bază principiul de a sta la straja securității acestui stat. Despre articole din Constituție și despre articole din legea cu privire la Serviciul Informații și Securitate au vorbit colegii. Nu, iarăși, nu știu, noi uneori parcă vrem să ne slăvim, nu știu cu ce, dar când facem câte o boroboață, râde o lume întreagă de ceea ce facem noi. În timpul angajării în cadrul Serviciului de Informații și Securitate, fiecare ofițer depune un jurământ de credință Republicii Moldova și de a fi în slujba statului Republica Moldova. În cazul în care modificarea propusă va fi votată, asta total șterge toate principiile de credință Republicii Moldova, având în vedere că la dobândirea ori redobândirea cetățeniei altui stat, ofițerul SIS o să depună un jurământ și va jura credință deja statului respectiv. Care jurământ îl va respecta? Știți cum? Un jurământ militar undeva parcă este mai inferior jurământului de credință depus în statul X sau Y. Nu o să dau denumiri, că muș să prind careva pe aici. Votarea acestui proiect de lege nimicește toate principiile în baza cărora activează Serviciul de Informații și Securitate. În esență, jurământul de credință depus, cum am mai spus, este mai presus. Și cu siguranță, cum au vorbit și colegii, o să vină ziua când o să trebuiască să plătească pentru cetățenia care a depus. Eu în genere nu înțeleg care este plus valoarea acestui proiect. Vine domnul ministru, cu tot respectul față de dumneavoastră, dar vă aud studenții. Și pe cine educăm noi? Dumnezeu știe. Noi ce facem din Serviciul Informației și Securitate o filiale așa, multidimensionale, la SRI, CIA, SBU, poate și la FSB, de ce nu? Vă convine asta? Eu vreau să vă aduc aminte cât tam-tam s-a făcut la noi Republica Moldova când trădare de patrie, nu știu ce, spionaj, rețineri, în presă, Doamne ferește, prăpădenie era acolo, tăți vorbeau, cașmar se întâmplă. Curtea Constituțională, domnule Ieșanu, ne spuneți că trebuie să respectăm decizia Curții Constituționale. Dar de când Curtea Constituțională este un organ legislativ? Ori poate ați uitat că la articolul 60 din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă în acest stat. Dacă vrem să ne evidențiem prin ceva, haideți poate și până la urmă să ne evidențiem cu ceva bun. Dar nu tamam să ne evidențiem cu toate prostiile și legiferarea în esență, numiți-i cum vreți, spioni, stucăcioși, orice vreți or să fie. Și atunci, când ne vom pomeni mâine poi mâine că nu mai are cine la straja acestui stat, atunci știți că în primul și în primul rând o să fie aici la Curtea Constituțională Craluc și-o lua valizele și mai eu prin brăjurul căs și-o pleca peste prut în partea cealaltă. Dar Republica Moldova, statul Republica Moldova, copiii care vin din urmă, rămân aici. Și noi ce facem? Vrem să legiferăm distrugerea acestui stat? Eu, stimați colegi, vă chem totuși la rațiune și, domnule președinte a ședinței, totuși, când vom ajunge la etapă, haideți nici măcar să nu punem la vot, că nu avem ce pune la vot. Retrageți odată proiectul ăsta nenorocit și smintit de-a binele, că judecătorii Curții Constituționale, prin hotărârea lor,
care nu prima dată și-au atribuit deja atribuții de organ legislativ, totodată vor trebui atrași la răspundere. Nu la răspundere așa că să-i vorbească lumea, dar la răspundere penale. Și care pe urmă să nu se boșească și să jeluie că e dosar politic, e dosar nu știu ce. Oameni buni, se încalcă Constituția, se încalcă legea supremă în stat. Vă mulțumesc!